Dragii noștri, sunt Maria Cinarjiga și urmează, ca de obicei, la această oră o nouă ediție a emisiunii Transilvania Policromă. Vă reamintesc că ne puteți urmări live și online pe portalul video al televiziunii române tvrplus.ro, iar pagina Facebook și canalul YouTube al emisiunii vă așteaptă, ca de obicei, cu o selecție de materiale din cadrul emisiunilor noastre. În fiecare an, emisiunea Transilvania Policromă marchează Ziua Internațională de Comemorare a Holocaustului, instituită în 2005 de Adunarea Generală a Națiunilor Unite, care a ales ziua de 27 ianuarie, data la care a fost eliberat în 1945 cel mai cumplit lagăr de exterminare, cel de la Auschwitz. De această dată, cu acest prilej, dorim să onorăm solidaritatea și iubirea dintre oameni, atât de rare în vremurile acelea cumplite. Vom aborda de asemenea și importanța studierii istoriei Holocaustului în școli, acum la 8 decenii de la acest episod tragic al istoriei omenirii. Le spun acum bun găsit invitaților emisiunii noastre, domnului profesor universitar dr. Zoltán Tibori Szabó, director al Institutului pentru Studii de Holocaust și Genocid din cadrul Facultății de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării din cadrul Universității Babeș-Bolyai. Bun găsit, domnule Tibori! Bună ziua! Și domnului Petru Cleș, jurnalist, corespondent RFI și G4 Media, G4 Media la Londra, autorul cărții 7 povești de dragoste din vremea Holocaustului, comunismului și de azi, o carte recent apărută despre care vom afla de asemenea mai multe detalii în cadrul acestei ediții a emisiunii noastre. Bun găsit și dumneavoastră, domnule Petru Cleș. Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație. Practic și această ediție a emisiunii noastre a fost cumva inspirată de această apariție recentă a cărții 7 povești de dragoste din vremea Holocaustului, comunismului și de azi, o carte care reprezintă debutul dumneavoastră literar. După peste 30 de ani în jurnalist, ca jurnalist, iată că a apărut această carte despre care aș vrea să aflăm mai multe. Care este sorgintea, originea, cum ați ajuns să vă gândiți la o astfel de carte, la aceste povestiri în mod deosebit și de ce tocmai acum? Istoria începe în 2017 când editoarea mea, Adriana Nazarciuc, mi-a sugerat să scriu o carte despre istoria Holocaustului din România, știind că eu m-am ocupat de acest subiect încă din anul 1991. În acel moment nu eram pregătit pentru că nu aveam suficiente materiale, dar în ultimii 2 ani mi-am completat documentarea și deja am început să lucrez la această carte. Între timp, Adriana s-a gândit la o abordare complementară care, într-un fel, să sublinieze și aspectul pozitiv. Și m-am gândit și la un moment dat mi-a venit această idee să scriu povești de dragoste între evrei și neevrei. Sunt 7 povești, 5 dintre ele încep în perioada Holocaustului și se continuă până în ziua de azi. Una are loc în vremea comunismului, iar una în ziua de azi și are ca protagoniști un evreu israelian și o palestiniană musulmană. Deci este și legat de faptul că din 2023 va începe predarea obligatorie în școli a materiei istoria evreilor și a Holocaustului și noi credem, Adriana Nazarciuc și cu mine, credem că această carte poate fi un material ajutător în predarea acestei materii. Spuneați acolo în introducere că așa cum Holocaustul și comunismul nu au semnat doar statistici cu privire la numărul de victime pe care le-au făcut aceste două mari sisteme criminale a secolului 20, ci au strivit nenumărate destine individuale care constituie povești ce nu trebuie uitate. Povești
din care cumva v-ați inspirat și dumneavoastră. Chiar dacă personajele pe care ni le arătați în această carte nu sunt personaje reale, din câte ați spus, ele însă au fost cumva inspirate, ați mărturisit, din anumite povești care s-au petrecut în acele perioade. Cum s-a alcătuit mai exact cartea dumneavoastră? Dacă au fost anumite, știu că cel puțin una dintre acele povești chiar are la bază o poveste reală, sigur, cu numele schimbate și cu anumite date probabil altfel prezentate în povestire. Da, este chiar prima poveste, Simon și Ana, care se petrece sau începe la Iași în vremea pogromului și a trenurilor morții, iunie-iulie 1941, și mi-a fost inspirată de o poveste reală în care o tânără croitoreasă, eu atunci uitasem de faptul că e croitoreasă și Ana din povestea mea tot croitoreasă este, deci e o coincidență, Elisabeta Nicopoi, care l-a salvat pe Marcus Strul și familia lui în prima zi a pogromului de la Iași, 29 iunie 1941. Și după război, Elisabeta și cu Marcus s-au îndrăgostit, s-au căsătorit, au emigrat împreună în Israel cu familia lor și acolo, mulți ani mai târziu, pentru că ei nu vorbeau despre ce s-a întâmplat la Iași, fiul lor, au avut un singur fiu, a insistat, aflând povestea, a făcut demersuri pe lângă memorialul Holocaustului Yad Vashem de la Ierusalim și Elisabeta Nicopoi a primit înalta distinție de dreaptă între popoare, care se acordă neevreilor, care salvează, care au salvat evrei în timpul Holocaustului, punându-și viața în pericol. Elisabeta Nicopoi a încetat din viață în 2013, la vârsta de 93 de ani. Fie-i memoria binecuvântată. Iată că domnul Petru Clej, prin aceste povestiri, practic, transmite un mesaj foarte frumos, foarte puternic, că, prin care, practic, unele povești în acest noi an așa de tristețe, apar și aceste astfel de povești de speranță, de iubire, care, prin care, practic, ni se arată că există și bunătate în această lume. Cum ați descrie dumneavoastră în timpul, ce însemna în timpul Holocaustului această apropiere, prietenie și salvarea unei persoane de origine evreiască de către un creștin? O rară, foarte rară excepție. Desigur, orice salvare a însemnat și înseamnă un act deosebit de omenie care trebuie întotdeauna amintit și trebuie cinstită memoria celor care au fost aceste excepții și care au înțeles că semenul lor are viața în pericol și trebuie să fie salvat și i-au întins o mână de ajutor. Avem câteva exemple și cunoscute și publicate în parte și din țara noastră, deci și din Transilvania de Nord și din Vechiul Regat și din Transilvania de Sud sau din Basarabia. Dar desigur că eu întotdeauna am în minte cumva faptul că acestea au fost excepțiile și au fost foarte, foarte puține. Și sigur că, din păcate, regula sau situația generală a fost cu totul alta, inversul acesteia. De la țiunea, trădarea aproape lui și trimiterea lui la moarte, de fapt. Aceasta este partea cea mai tristă și, de fapt, despre asta ne amintim acum. Noastră, după cum știm, sunteți unul dintre cei mai importanți specialiști în istoria Holocaustului din Transilvania. V-aș întreba dacă cunoașteți astfel de povești, povești de genul celor pe care le-a ilustrat domnul Petru Clej în Cartea Dânsului, întâmplări, povești reale petrecute pe meleagurile noastre. Desigur, cunosc și din memorialistica care a apărut, dar cunosc și lucruri inedite sau exemple inedite din ceea ce este deja cunoscut în spațiul public. Putem să amintim, de exemplu, pentru Transilvania de Nord,
cazul jurnalistului, că tot suntem la cartea unui jurnalist, Laszlo Erős și a soției lui, Blanca Erős, sau născută Herșco, și ea tot jurnalist a fost, redactor șef la magazinul femeilor în limba maghiară din Cluj. Pe ei a ținut în viață dragostea unul față, unuia față de celălalt și memorialistica, adică volumul de memorii pe care soțul din acest cuplu l-a scris, are titlul Te voi ține de mână întotdeauna. Deci, oarecum simbolizând faptul că acest lucru l-a salvat. Dar avem și un exemplu foarte interesant al soților Mihalevici, care au venit din București, s-au mutat la Cluj prin 1936 și n-au plecat în 1940 înapoi la București, au rămas aici, au fost deportați împreună cu fiica lor, Reli Mihalevici, și pe ei a ținut cumva tot dragostea și iubirea dintre ei în viață. Au supraviețuit toți trei și Reli Mihalevici a publicat două volume foarte interesante despre această poveste. Avem aici lui... sunt povești în care amândoi erau evrei, din câte știu. Amândoi. Știți și povești în care unul era evreu și celălalt creștin, de exemplu? O, da, de exemplu, asta este inedită povestea, avem niște scrisori ale unui evreu din Arad, pe nume Laszlo Marmorstein, care a fost deportat de două ori, odată la Vatniarca și odată la a doua oară la Moscovoi. Și aceste documente care nu sunt publicate sunt niște scrisori pe care el le-a trimis soției lui creștină, la Arad, sunt exemple ale unei astfel de iubiri imense care se consumă în aceste lagăre din Basarabia și Transnistria. Domnule Petru Cleș, povestirile dumneavoastră ne poartă de la Iași până chiar în ajunge în Bogdanovca, celebra, din păcate, din motivele pe care le cunoaștem, București, avem Dorohoi și chiar Ierusalim, Timișoara. Așadar, în foarte multe locuri ne poartă aceste povești. Și Sighetul, da? Am vrut să zic, mai ales de Sighet, că sunt și eu foarte atașată, fiind din acea zonă. Sunt așadar, ce vreau să evidențiez este că poveștile pe care le-ați propus în această carte ne poartă pe mai multe meleaguri și, practic, ne fac o mică istorie altfel. Cumva se simte acolo și, bineînțeles, stilul dumneavoastră jurnalistic și ceea ce am remarcat această documentare riguroasă pe care dumneavoastră ați folosit-o și ați transpus-o în povești, astfel încât cei care o citesc să poată să cunoască mult mai ușor, să se transpună în acea perioadă și să înțeleagă poate mai altfel, să fie curioși să afle mai multe despre întâmplările din acele perioade pe care dumneavoastră le ilustrați. Unele, cum spuneam, se petrec în timpul Holocaustului, altele în timpul comunismului și ajungem chiar și în zilele noastre. Care ar fi trăsătura comună a acestor povestiri? Păi, trăsătura comună este și mesajul cărții, este că uneori, din păcate, cum zicea domnul Tibori, au fost o excepție în aceste vremuri, iubirea și speranța pot învinge ura și deznădejdea. Și spuneați de documentare, cartea mea, într-adevăr, este ficțiune, adică personajele sunt inventate, însă contextul istoric este 100% exact. Tot ceea ce spun eu acolo, și nu spun într-un mod didactic, pur și simplu uneori prin gura personajelor, alteori prin gura naratorului, dar nu vreau să dau lecții de istorie. Pentru că aici mai importantă decât lecția de istorie, dacă e vreo lecție, este mesajul acesta al iubirii și al
speranței, cum spuneam în alte interviuri, pe acest ocean amenințător al deznădejdii navighează un vaporaș al speranței. Pe marea învolburată a urii plutește o bărcuță a iubirii. Credeți, și aici mă adresez și domnului Tibări și dumneavoastră, domnule Petru Clej, credeți că această carte poate să constituie, acum că ați menționat și dumneavoastră că suntem acum cumva într-un contextul acesta în care în noiembrie 2021 președintele Iohannis a promulgat acea lege care prevede ca din 2023 disciplina istoria evreilor, Holocaust, să fie cuprinsă în programa obligatorie pentru liceu și școli profesionale. Credeți că, de exemplu, în acest context, această carte, un subiect, cred eu, incitant pentru tineri și care este scrisă într-un stil accesibil acestora, ar putea servi și ca lectură suplimentară pentru aceste ore? Dacă mă întrebați pe mine, eu zic că da, pentru că este o carte care este scrisă, cum spuneați, într-un mod, într-un stil jurnalistic. Eu sunt jurnalist, nu sunt scriitor. Și tinerii de azi, care în marea lor majoritate nu au nici cea mai vagă idee ce a însemnat Holocaustul, asta se vede din sondajele de opinie realizate cu regularitate de Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România, Elie Wiesel, este un limbaj accesibil lor, nu le vorbește de la catedră și e un subiect care îi interesează, iubirea pe care ei la vârsta adolescenței îl descoperă. Deci părerea mea că poate fi folosit. E o carte subțire, sunt 7 povești care pot fi citite în 2-3 ore. Domnule profesor Tibări. Așa este, domnul Clej, spune bine domnia sale dreptate. Și este foarte greu, dânsul nu a amintit acest aspect, adică e foarte greu să povestești unor tineri, chiar adolescenți și mai ales în primii ani de liceu, să zicem, sau chiar și în partea a doua a liceului, este foarte greu să îi confrunți cu adevăruri care nu prea sunt ușor de asimilat și de digerat. Sigur că astfel de carte poate să fie un lucru care chiar să introducă cumva așa mai lejer pe acești copii, pe acești tineri în subiect. Pe mine întotdeauna m-au interesat însă mai mult, de exemplu, și poveștile care sunt nespuse, adică care nu au putut fi spuse pentru că niciunul dintre cei doi care au sperat și ei cu forța iubirii că o să treacă peste greutăți, nu au supraviețuit și atunci nu au putut să-și spună poveștile ducându-le cu ei. Deci aceste povești rămân doar înscrise în cartea, așa numită cartea vieții, cum spune tradiția iudaică. M-aș fi bucurat să avem posibilitatea să le cunoaștem și pe acelea, din păcate, nu putem să le cunoaștem. Dar cred că legea la care v-ați referit este un pas important și chiar tocmai din această discuție rezultă că ar trebui și ar necesita o pregătire foarte riguroasă introducerea acestei materii. Mai întâi pregătirea profesorilor ca să aibă empatia necesară și calitățile necesare pentru a prezenta acest subiect tinerilor adolescenți și elevii probabil că, care vor învăța de la ei vor trebui să fie ușor direcționați și eu sper că rezultatul la care se va ajunge să fie o introspecție mult, mult mai fină și mai aplecată asupra evenimentelor care au fost și o înțelegere a propriei noastre istorie. Vorbim de o istorie de circa 2 decenii în ceea ce privește predarea istoriei Holocaustului în școli ca disciplină opțională. De ce considerați că
trebuia o lege care să o facă obligatorie? Pentru că nu s-a predat. A fost foarte simplu. Deci acea lege cu, sau acea indicație cu predarea opțională s-a referit în primul rând la liceele cu profil umanist, pentru că cele cu profil realist n-au mai avut număr de ore copii din acele clase ca să, când să le fie predată această materie, iar la profilul umanist, până în coadă, s-a pus condiția ca să fie primit acordul părinților, profesorul de istorie să fie de acord. Se studiază istoria într-o oră pe săptămână, toată istoria României, de la antichitate până astăzi. Vă dați seama cam cât a ajuns din acele vreo 28 de ore pe an pentru Holocaust. Deci, în ce privește istoria aceasta, nu s-a studiat, iar facultativ cunosc vreo 3-4 licee în țară unde profesorii au fost dedicați într-adevăr și au încercat să predea această materie conform celor două manuale care au fost editate între timp. Legea asta spune altceva. Obligativitatea aceasta predării acestei materii ca materie obligatorie este importantă, pentru că fiecare popor trebuie să-și cunoască trecutul și istoria și să se confrunte cu ea. Că istoria noastră are și părți frumoase fiecărui popor, dar are și părți din astea mai întunecate și astea trebuie cunoscute, pentru că dacă nu există o autocunoaștere, atunci riscăm să cădem din nou în păcat și să repetăm istoria și asta nu ar fi un lucru prea fericit. Domnule Petrucleș, dumneavoastră ca jurnalist care se ocupă de atâția ani de această problemă de antisemitism, ce părere aveți dumneavoastră despre această lege? Cum credeți că va ajuta aceasta tinerii să înțeleagă mai bine ce anume s-a petrecut cu adevărat în acele timpuri? Eu cred că aici România nu trebuie să inventeze roata, să o ia de la capăt. Există exemplul Germaniei, țara care în cadrul procesului de denazificare a introdus această studiere a Holocaustului, mergând până la vizite ale elevilor la Auschwitz. Și ca urmare, Germania nu numai că s-a democratizat într-un timp aproape record, aș spune, dar a devenit una dintre cele mai democratice țări ale lumii. România, potrivit statisticilor, este pe locul 2 după Germania ca număr de victime în Holocaust, în responsabilitatea administrației, a regimului Antonescu. Deci nu este ca ceva care s-a petrecut în altă parte cu responsabilitatea altora, nu. Și raportul Comisiei Wiesel din 2004 spune acest lucru foarte net. Responsabilitatea este a conducătorilor României din acea perioadă, 1940-1944. Revenind la această materie obligatorie, eu cred că este un element fundamental în consolidarea unei conștiințe democratice a tinerei generații. Așa cum spuneați, nu poți avansa în construirea unei democrații care este destul de tânără în România, are cât 32 de ani, fără să-ți cunoști trecutul și fără să ți-l asumi. Nu este vorba aici de o culpabilizare, nu este o culpabilizare nici măcar a poporului român care a trăit în perioada respectivă, ci a conducătorilor, a regimului Antonescu, dar tinerii din ziua de azi, românii din ziua de azi, cetățenii României democratice din ziua de azi, trebuie să cunoască aceste lucruri, pentru că a fost un regim totalitar, la fel ca și regimul comunist, și aceste lucruri trebuie cunoscute pentru că
așa cum spunea și domnul profesor Tibori Sabo, ele nu trebuie să se mai petreacă. Domnule profesor, v-aș întreba pe dumneavoastră, cum credeți dumneavoastră că ar trebui pregătiți profesorii care vor preda această disciplină? Dacă ar trebui predată această disciplină într-un anumit fel ca ea să fie eficientă cu adevărat în educarea tineretului? Domnul Cleș spune foarte bine exemplul Germaniei. Eu aș reveni un pic și aș nuanța aici, pentru că așa este. Germania, într-adevăr, este țara care și-a privit trecutul cu cea mai mare hotărâre și durere, pentru că a provocat durere chestia asta. Dar trebuie să spunem și faptul că nici lor nu le-a fost ușor la început. Acum a apărut o carte, cred că săptămâna trecută, despre începuturile de nazificării și acolo un autor german, de altfel, spune foarte clar că și germanii și-au inventat tot felul de povești, că nu au fost, de fapt, ca să demonstreze că nu au fost naziști. Deci nimeni nu mai era nazist în 1945. Toți erau antinaziști, toți au găsit că odată au ajutat un evreu sau, mă rog, tot felul de scuze. Deci, sigur că ceea ce a spus domnul Pej este foarte adevărat. Nu există vină colectivă, numai vină individuală. Nu sunt popoare vinovate sau nevinovate. Nici la germani nu există o vină colectivă, pentru că nu toți nemții au fost naziști și criminali și așa mai departe. Deci vina întotdeauna este individuală. Acest lucru și din punct de vedere legal este important la procesul de la Nürnberg, la procesele tribunalelor poporului din diverse țări satelit ale Germaniei. Primul principiu care a fost foarte clar spus a fost că nu există vină colectivă, numai vină individuală. Acum, cum ar trebui să fie conceput educația despre acest subiect și cum ar trebui să fie profesorii pregătiți, eu cred că totuși avem un început în domeniul ăsta, pentru că s-au făcut niște pași. Au fost duși o serie de profesori de istorie la Institutul Yad Vashem la Ierusalim, au primit acolo tot felul de precizări, cum ar trebui, cu ce metode și așa mai departe în decursul anilor. În ultimii ani, Institutul pentru Studierea Holocaustului din România, Eli Wiesel, de la București, a organizat o serie de conferințe pentru profesori. Aici la Cluj a avut un loc anul trecut. Acum 2 ani a fost la București, au fost în Moldova. Când au fost invitați profesori din toată țara de istorie și s-a discutat foarte mult atât subiecte legate de evoluția și cum a fost evenimentele Holocaustului, cât și metodologia de predare cea mai potrivită pentru diversele grupe de vârstă ale tinerilor. Așadar, cu optimism și speranță, pornim că și această lege va avea o contribuție foarte importantă. Apropo și de mesajul cărții domnului Petru Cleș, legat de iubire, speranță și optimism, reamintim de 7 povești de dragoste din vremea Holocaustului, comunismului și de azi, o carte semnată de jurnalist Petru Cleș, pe care unde o vom găsi, domnule Petru Cleș? O găsim undeva în librării? Se poate comanda da, de pe internet, bănuiesc? Da, cel mai simplu pe site-ul editurii Meridiane Publishing, anume meridiane.ro, unde poate fi comandată cartea tipărită și pentru cei care doresc varianta electronică, e-book, www.meridiane.ro. Vreau să mulțumesc echipei care m-a sprijinit, editoarea Adriana Nazarciuc și graficiana de excepție Denisa Agache. Așteptăm și acel proiect din care practic ați spus că a fost derivată această carte, un proiect care înseamnă o carte despre Holocaustul din România, bazată pe experiența noastră personală de jurnalist. Mulțumesc foarte mult, domnilor, pentru această intervenție. Vă așteptăm cu mare drag și în alte ediții ale emisiunii noastre. Eu mulțumesc mult și felicit pe domnul Cleș pentru volumul acesta. L-am parcurs și este într-adevăr cu multe învățăminte. Mulțumesc foarte mult!
Și eu vă mulțumesc pentru invitație. Stimați telespectatori, noi în continuare vă invităm să urmăriți un film despre o poveste de dragoste și salvare petrecută la Cluj în timpul Holocaustului. Protagonistul ei este Robert Renier, directorul Centrului Cultural Francez de la Universitatea din Cluj. Eu vă mulțumesc că ne-ați fost alături și astăzi. Nu uitați că ne puteți găsi în continuare pe pagina de Facebook și pe canalul YouTube cu materiale care ne îndeamnă să învățăm unii de la alții tot ceea ce este mai frumos și să conviețuim toți împreună în respect reciproc, înțelegere și bucuria de a fi înconjurați de diversitate și policromie. Rămâne sănătoși și aveți grijă unii de ceilalți. Sunt Maria Cinar Jiga și vă doresc toate cele bune! În mai 1944, părinții tatălui meu, Malca și Mauriciu Sechei, au fost internați în ghetoul de la Cărămidărie și apoi deportați la Auschwitz, alături de cei 18.000 de evrei clujeni și din împrejurimi. Generația lor, de vârstă mijlocie sau mai înetate, a avut șanse aproape nule să scape cu viață din infernul lagărelor de exterminare. Unchii și mătușile tatii au pierit cu toții în Holocaust. Cu o singură excepție, Matilda Sechei, care a supraviețuit într-o ascunzătoare din incinta Centrului Cultural Francez din Cluj, grație lui Robert Renier, directorul instituției. Acest fapt este consemnat și în cartea lui Daniel Levy despre istoria și tragedia evreimii clujene. Matilda Sechei era mama lui Lili, logodnica lui Robert Renier. Aveam foarte puține puncte de reper în căutările noastre. Arhiva primăriei, arhiva universității și găsirea unor persoane care și-ar fi putut aminti despre Centrul Cultural Francez sau chiar de Robert Renier, dar la 70 de ani distanță, șansele erau minime. În mai 2014, cu prilejul festivităților comemorării a 70 de ani de la deportarea evreilor clujeni, au sosit la Cluj supraviețuitori din toate colțurile lumii. Printre ei se afla și doctorul Tiberiu Lustig, în a cărui carte de memorii găsisem o referire la Robert Renier. Mi-a promis că va încerca să-și reamintească mai mult despre figura fostului său lector de franceză și îmi va trimite un interviu. S-a ținut de cuvânt. Fiica sa, Mariana Lustig, mi-a trimis via internet un video-interviu imprimat pe telefonul mobil. Reconstituirea trecerii lui Robert Renier prin Cluj avea să se întregească grație vărului meu, Sebastian Renier, de la Paris, care a reușit să-și convingă mama să depene câteva amintiri. Robert Renier a sosit la Cluj la începutul anului 1943. Cu câteva luni în urmă, evadase dintr-un lagăr de prizonieri francezi din Austria și ajunsese la Budapesta, unde s-a prezentat la legația franceză, căutând ajutor pentru a pleca la Istanbul. De acolo, spera să ajungă la Londra, pentru a se ralia forțelor generalului de Gaulle. Cei de la legație, aflând că era profesor de franceză, i-au propus postul de director al Centrului Cultural Francez și cel de lector de franceză la Universitatea Ferenc Iosef din Cluj, oraș care, după dictatul de la Viena, reintrase în componența Ungariei. În anul universitar 1943-44, am fost primit de la Universitatea Ferenc Iosef Tudomagyegyetem din Cluj la secția de latină, de litere la latină, franceză și română, în cadrul așa numitului numerus clausus.
în prima jumătate a anului 43-44 am avut 3 seminarii, toate conduse de cadrul didactic Robert Renier. Universitatea a editat în fiecare an anuar. Anuarul avea 3 caiete și volumul 3 din anuarul universității era orarul facultăților. Deci aceasta este orarul Universității Franz Josef din Cluj pentru anul școlar 1944-45, primul semestru. Iar aici se găsesc cursurile profesorilor cu ora, angajați cu ora. Și aici vedem cursurile de limba franceză ale profesorilor cu ora. Sunt 2 angajați, Benguerel Oscar, care a ținut, după cum se vede, curs practic pentru începători și pentru avansați, iar Robert Renier a ținut sintaxă, curs de sintaxă, explicații de texte, curs practic și curs de stilistică de limba franceză. La 2 ani de la nașterea lui Lili, tatăl ei, Imre Sechei, a decedat în urma unei răni din Primul Război Mondial. După această nenorocire, starea materială a familiei s-a degradat pe an ce trecea, iar Lili a urmat liceul și apoi s-a înscris la secția de franceză a Facultății de Litere, întreținându-se din meditații. După punerea în aplicare a legilor rasiale, Lili Sechei s-a numărat printre puținii studenți evrei care mai aveau dreptul să studieze la Universitatea Clujană, în limitele așa numitului numerus clausus. Aici l-a cunoscut pe Robert Renier. Între cei doi s-a înfilipat o dragoste la prima vedere, care avea să se consolideze sub presiunea vremurilor dramatice. După cum vedeți, aceasta este diploma domnului Robert Renier. Este eliberată în limba latină și avem aici mai multe informații. Adică s-a dat pentru domnul Robertus Renier, având vârsta de 33 de ani, de religie creștină romano-catolică, născut în satul Mantes-la-Ville, de naționalitate franceză, și care și-a făcut doctoratul la Facultatea de Filosofie, Limbi și Istorie. Aici este diploma eliberată pentru Livia Lili Sechei, născută în anul 1919, pe 10 aprilie. Avea 25 de ani când s-a eliberat această diplomă. A obținut distincția cum laude și s-a eliberat acest certificat pe data de 6 mai 1944. À la cérémonie du doctorat, je devais partir tôt la nuit avec mon étoile, puisque je ne pouvais pas sortir sans étoile, d'une part. D'autre part, si je sortais avec l'étoile, j'étais tout de suite happée, prise. Je me suis cachée sous une Porsche toute la nuit, d'une part pour qu'on ne me voit pas avec mon étoile, d'autre part pour être sur place pour la cérémonie. Mmh.
cursurile de franceză ținute de profesorul Zoloi se țineau la gardul universității, dar seminariile se făceau în Institutul de Limbă Franceză, care se găsea pe strada care conduce dinspre teatru, spre centru, pe partea dreaptă a traseului. Familia franceză care a stat aici la etajul întâi mi-a fost cunoscută. Au fost foarte tineri, dar ca și copil îi consideram ca un nene și o doamnă, că aveam, mi se pare, în jur de 30 de ani, în jur de cum mi-aduc aminte. Și la un moment dat, chiar drapelul francez a apărut pe frontispiciu case și lumea întreba ce e aici, și am răspuns că este o bibliotecă franceză dotată și această pereche de oameni se ocupă și de educarea copiilor, adică predau limba franceză. Și adesea am avut ocazia să văd copiii alergând pe trepte în sus și jos, cum mergeau la ore de franceză. Ca un copil care este curios, ca și copiii, mi-am permis să mă duc acolo la ușa lor și când a fost deschisă ușa, am intrat, am făcut vreo doi pași și am văzut o bibliotecă foarte bogată acolo. Persécution signifie d'une part, si on sortait, on était obligé de porter l'étoile jaune. D'autre part, on n'avait pas le droit de sortir parce que on était censé être dans des camps. D'où dans des camps où l'on ne savait pas l'avenir qui vous attendait. Moi, ayant connu Robert et lui voulant nous mettre à l'abri au centre culturel, d'une part je devais porter l'étoile, d'autre part, si je porte l'étoile, je me mettais en danger parce que je ne devais plus me trouver là. Je devais me trouver dans ce camp. Robert, que chez moi on désignait sous le nom de Le Français, est encore venu à la maison et il a dit il ne faut plus tergiverser. Je sais ce qui est en train de se préparer. En disant cela, il a tiré un grand drap. Il a dit, vous mettez à l'instant et vite dedans tout ce qui est précieux, c'est-à-dire les photos qu'on ne retrouve plus, des lettres importantes pour vous, tout ça à emballer, à mettre dans un baluchon et arriver vite au centre culturel avant que les portes, c'est-à-dire 10 heures du soir, avant que les portes ne soient fermées, pour que la concierge du centre culturel ne voit pas votre arrivée.
On est arrivé donc au centre culturel où l'on a fait des dispositions, on a mis au point des dispositions savantes avec des miroirs et des astuces diverses pour voir les gens qui pouvaient monter au centre culturel. Et on vivait caché jusqu'au jour où j'ai été convoqué à la gendarmerie et où l'on me demandait « Mais où est votre mère ?» Et moi je répondais « Il m'était facile de pleurer en pleurant, mais c'est ce que je voulais savoir moi-même. » Or, elle était caché dans un casibi au centre culturel et je comptais sur l'extéritorialité. Personne ne pouvait pénétrer là et voir que ma mère était cachée là. Donc c'était une situation très confuse et très dangereuse. Et à partir de ce moment, j'étais convoqué régulièrement. Et je vivais dans la terreur de ces convocations, de ces interrogations. Mais où est votre mère? Or, ma mère était encore une fois cachée dans un casibi où il n'osait pas, il ne pouvait pas entrer. Dacă ei considerau că datoria lor este să salveze această doamnă. Într-adevăr, au procedat foarte corect pentru că eu, ca și copil, nu am aflat de existența doamnei în vârstă. Și copiii știți că degeaba vor adulții să ascundă anumite lucruri, nu se poate. Copiii văd și observă tot și uite că n-am observat. Aniu, ma mère, un jour, d'inattention de notre part, a fugué, est allé tranquillement s'asseoir sur un banc du ce qu'on appelait chez Trotter, c'est-à-dire le grand parc de la ville, s'est assise sur un banc en nous laissant complètement paniquer. Où est-elle? Jusqu'à ce qu'on la retrouve assise tranquillement en humant l'air frais. Et à nos questions, elle répondait « Ah, mais j'ai dû sortir tant que je vois encore, parce qu'elle devait être opérée d'un glaucome, tant que je vois encore, et je ne pouvais plus rester enfermée. » Ça nous a donné beaucoup, beaucoup d'émotions, de chagrin, et on l'a ramenée avec beaucoup de précautions au centre culturel. Pentru a-și salva logodnica de la deportare, Robert Reynier a făcut un demers aproape inimaginabil într-o vreme când legile rasiale interziceau căsătoria dintre creștini și evrei. S-a însurat cu Lily, oferindu-i astfel protecția naționalității franceze. Ce qui avait précédé notre mariage, c'était une déclaration que j'avais faite au consulat de France, de ma ville, le consul, un certain monsieur Claudon, a enregistré ma demande où je déclarais que devant prochainement me marier
avec le directeur du centre culturel, le nouveau lecteur, je demandais la nationalité française. Ce monsieur Claudon, le consul, avec sa femme Madame Claudon, il considérait comme une folie de la part de Robert de vouloir épouser une juive. Vous portez tort toute la vie, réfléchissez, ne faites pas ça. Mais évidemment, Robert décidait à faire ce qu'il désirait, c'est-à-dire m'épouser. Mais il devait aller en même temps, comme il était prisonnier évadé, il était obligé d'aller à Budapest régler son propre statut. Robert devait donc partir et il a dû forcer le consul qui était totalement contre ce mariage. Il a dû le forcer en disant en votre qualité de Français, vous êtes obligé de protéger ces deux personnes. Donc, le temps de régler mes propres affaires à Budapest, je vous les confie et lui, bon gré, mal gré, nous a hébergés au consulat le jour de notre mariage, le 20 mai 1944, est arrivé et avec nos témoins, un certain monsieur Calam et Judith Bretan, on s'est retrouvés au café Métropole de la grande place de ma ville. Am găsit și actul de căsătorie a doamnei Seche Livia, Lili. Căsătoria este încheiată în 20 mai 1944. Avem numele soților, Renier Robert Marie Iacob, lector universitar de religie catolică, născut în Franța, la Mont-la-Ville, în 1910, iunie 4, domiciliul era în Cluj. În această coloană avem părinții soțului, soția cu datele de naștere conform registrului de naștere, respectiv 10 aprilie 1919 în Cluj, numele părinților soției, Sechei Imre și Rosman Matild, religia soției izraelită, profesor de limbă franceză. În această coloană avem martorii, pentru că la acea dată, ca și anul acum de altfel, căsătoriile se încheiau în prezența doi martori, care aveau obligația să semneze în registru, alături de semnăturile mirilor și a ofițerului de stare civilă. În octombrie 1944, Armata Roșie a intrat în oraș, alungând administrația militară fascistă. Matilda și Lili au scăpat de prigoană, însă Robert a fost reținut de ruși împreună cu consulul Claudon, reprezentant al guvernului colaboraționist de la Vichy. Lili a plecat de îndată la București pentru a obține eliberarea soțului ei. Nu am fricoșat-o nici parcurgerea pe jos a unei porțiuni de drum unde calea ferată fusese distrusă de bombardamente și nici confruntarea cu mai mari autorităților de ocupație sovietică. Après avoir traversé cette
cette forêt où bivouaquaient donc les troupes de libération russe à qui tout était permis. Je suis arrivé à Bucarest par la légation de France de Bucarest où j'ai mis au courant l'ambassadeur de ce qui se passait de l'autre côté. Pour Robert, je leur demandais de me faire rencontrer les grands potentats russes, Vyshinsky et Vinogradov, et j'ai obtenu cette immense faveur et je leur ai raconté l'histoire de Robert qui n'avait rien à voir, qui était un professeur évadé et qui, par le plus grand des hasards, se trouvait au mauvais moment au consulat de Cluj. Ils m'ont promis d'intervenir pour que la situation de Robert soit clarifiée et qu'il ne soit pas considéré comme un fonctionnaire pétiniste, lui qui était un prisonnier de guerre, évadé. Robert a fost salvat și curând soții Renie au părăsit Clujul, mutându-se la București, unde Robert și-a continuat activitatea didactică până în 1948. Apoi a fost profesor la Cairo și în 1952, anul nașterii lui Sebastian, familia Renie s-a stabilit definitiv la Paris. Robert Renie a decedat în 2004, la vârsta de 94 de ani. Întreaga viață a păstrat discreția asupra actelor sale de salvare a evreilor din timpul stagiului de la Cluj din 1944. Niciodată nu a dorit să fie onorat sau recompensat, spunând că nu și-a făcut decât datoria firească de om.